ați venit la deja al cincelea podcast al nostru din cadrul proiectului ABC Onconutriție. Proiect inițiat și implementat de Asociația Oameni Buni și susținut și finanțat de OMV Petrol. Astăzi o am alături de mine pe Ada și împreună o să discutăm despre ce probleme pot să apară în perioada tratamentului oncologic din sfera ginecologică. Servus, Ada! Bună! Mă bucur foarte mult că ai acceptat invitația și ai venit să povestim până la urmă despre o perioadă mai dificilă din viața ta. Dar înainte să intrăm în partea asta așa mai complicată, spune-mi un pic despre tine, cu ce te ocupi, hobby-urile tale, lucruri plăcute despre tine. Sunt profesor psihopedagog de 25 de ani, așa. Okay. Lucrez cu copii mici cu deficiență de vedere. Okay. Copiii în general sunt... Sunt pasiunea ta? Sunt pasiunea pentru că sunt, în general, o fire mai copilăroasă. Eu sunt copil mic, să zicem, okay. Un copil în interior. Excelent. Mai mult și atunci m-a atras foarte mult acest lucru și deci, continui. Și îmi place. Deci e și o pasiune. Și da, deci ai avut norocul ca pasiunea să fie într-un final și meseria ta. Exact. Excelent. Poți să-mi povestești un pic cam care au fost simptomele care te-au făcut să te duci la doctor? Deci cam ce n-a fost ok de te-ai gândit că trebuie să faci un control? La mine a fost, în general, tot ok. Știam că există posibilitatea foarte mare din cauza faptului că mama și toate mătușile, bunici, toate au avut o tumoră. Fie vezicală, mamară sau în sfera, okay, în sfera ginecologică în general. Și atunci creștea foarte mult riscul. Deși încercam să elimin toate, toți factorii de risc care ar fi putut apărea. Făceam de obicei analize periodice și am simțit în general că e ceva, nu e chiar ok. Deci ceva este. Și atunci am făcut toate analizele și am mers la un simplu control la ginecolog. Ginecologic, exact. Am vrut practic să fac un Papa Nicolau. Da. Și atunci ați zis că aveam, deci în momentul în care am mers, la mine totul a decurs foarte rapid. În sensul că am făcut analizele erau, zici, ok. De fapt, pe toată perioada, marcele tumorale erau zero. Am înțeles. Deci la mine nu erau, adică nu zero, ci limitele, valorile normale. Da. Și atunci, în timpul controlului de la Papa Nicolau, s-a făcut direct biopsie. Pentru că exista o ceva care masă a ridicat sângerândă, practic, care s-a presupus. Da, ginecologul a zis, mă, trebuie să aprofundăm problema. Deși 90% eram convinsă că este, deci va ieși malign, încă i-am cerut atunci să fac, să-mi dea indicație pentru RMN sau CT sau ce era nevoie, alte analize dacă ar fi fost cazul. Da. Din punct de vedere alimentar, înainte de momentul ăsta al diagnosticului, aveai vreun fel de problemă? Ai avut vreo scădere în greutate, luare în greutate, ceva? Da, dar eu toată viața am încercat practic să fac ori cure de slăbire, ori să scad în greutate. Dar nici cum, deci nimica n-a mers, să spun așa, de când m-am spusese, de fapt, am avut 4.5 la naștere. Chiar de la început. Chiar de la început, deci nu, indiferent ce făceam. Și chiar înainte de a descoperi acest fapt, am încercat tot felul de kineto sau masaj,
diferite proceduri, plus alimentație, să spunem, și am scăzut vreo 10 kg. Ok. Tot a fost un semn, pentru că era foarte interesant de ce am scăzut după, da, de practic timp de 30-40 de ani, nici cum n-am reușit să scad în greutate în așa fel, și dintr-o dată am scăzut 10 kg. Deci acestea au fost înțeles. Da, deci a fost și ăsta. Da, a fost unul dintre motivele pentru care... Da. Deja și în podcasturile anterioare, și dintre ceilalți participanți au relatat această problemă a scăderii în greutate și cred că avem cumva, cred că și o problemă la nivel de societate, că cumva, cred că foarte mulți dintre noi ne gândim că scăderea în greutate e tot timpul de bine. Dacă scad în greutate, o iau, e super, și cumva nu neapărat trage un semnal de alarmă. Dar mi se pare foarte important cum ai povestit tu, adică dacă știu că m-am străduit multă vreme și nu am făcut neapărat ceva foarte deosebit, dar mă trezesc cu niște chile care brusc acum dispar așa mult mai ușor, ar fi bine să totuși să ne punem măcar un semn de întrebare, să ne asigurăm că nu e și altă problemă și că chiar e doar rezultatul, nu știu, modificărilor noastre mai bune pe care le-am făcut în alimentație sau poate activitate fizică. Tu mai aveai și altă patologie, vreo altă, alte probleme de sănătate? Până în momentul acela când am făcut analizele, nu. Tot atunci a apărut și un diabet. Valorile glicemice erau în general spre limita superioară, în general și din familie. Și atunci, dar tot în aceeași perioadă, a fost în 2006, acum 4 ani, acum 4 ani. Exact în aceeași perioadă am început și tratamentul și pentru diabet. Avusesem înainte, de fapt, e și o tiroidită autoimună. Ok. Și tiroidita era și cu modificarea hormonilor, a trebuit să iei și ceva? Deci diabetul descoperisei deja sau l-ai descoperit atunci? Chiar atunci exact ai făcut analizele atunci. Respective? Exact, în același an, în aceeași lună, toate au apărut. Ok, bun. Și deci ai făcut biopsia și ulterior ai aflat diagnosticul. Da, în decurs de 2 sau 3 zile am primit și rezultatul, care... Da. Deci 90% știam că e sau simțeam, să zicem așa. Bine, exista dorința aceea, să spunem, ascunsă, că totuși poate nu, dar a fost. Da. Și am făcut toate analizele. Și diagnosticul, până la urmă, a fost o tumoră de coluterin, adenocarcinom. Adenocarcinom de coluterin. Da. Ok. Și ți s-a spus că va trebui să începi tratament. Care au fost etapele la tine de tratament? Eu am mers, adică prima dată când am primit și răspunsul și aveam toate analizele făcute, primul impuls a fost să nu fac nimic. După aceea m-am gândit. Bine, nu mi-am pus întrebarea aceea de ce eu, de ce nu, nu știu ce. Okay. Am luat-o și poate mai sunt și alte persoane, să spunem, care ajung. Am lucrat, adică lucram foarte mult. Ok. Deci eu eram, să spunem, pe ultimele locuri. Era serviciu, era copilul, familia sau ceva, dar eu eram pe ultimul loc. Orice, poate că ar fi fost, să zicem, o durere sau ceva, sau simțeai ceva deosebit, dar pica pe locul 2. Și atunci nu, parcă munceai și mai mult. Și am luat-o ca și un fel de restart. Ca la calculator, când e nevoie să te oprești. Da. Eu așa am asimilat momentul și practic toată perioada cu tumoră respectivă. Un moment în care să-ți reorganizezi, reevaluezi prioritățile, să-ți schimbi, să pui altfel. Da. Și atunci am zis, bun, asta a fost cam o zi. Am zis că nu fac nimic. Okay. Nu știu ce, da, mi-am permis ziua aceea în care... momentul în care cumva să te obișnuiești cu... Exact, da. Okay. Să bigești, să... Da, firesc. Înțelegi. Da.
Și apoi am descoperit ametist. Okay. Deci butonând unde sau oare ce aș putea face sau unde aș putea merge sau așa, am descoperit ametistul care se deschisese nu de mult. Okay. Pentru că din start am zis, indiferent ce se întâmplă, nu aș face operație. Ok. Așa au fost. Deci încă n-am văzut nicio conversație cu un om. Nu, acolo. Cu nimeni. Nu. Deci căutai nu. Să vedem niște exact. Unde mă duc. Da. Okay. Ce să fac, unde să mă duc sau ceva. Și am descoperit ametist. Bineînțeles că am început să descoper, adică despre fiecare medic, CV-ul, istoricul ametistului în lume sau așa mai departe, deci toate detaliile. Aia profundat. Internet, da. Și am sunat la ametist și m-am programat într-o zi de... Am spus că nu am pe nimeni, deci n-am oncolog, n-am... Și m-am programat într-o zi de miercuri. Mă pregăteam sufletește, ca să spun așa. Și m-a sunat luni că nu pot să vin mai repede cu o zi. Era la domnul doctor Iacob. Ok. Bine. Am pregătit toate, deci aveam, în momentul în care m-am dus la ametist, aveam toate analizele. Deci domnul doctor nu a mai venit ca de cerut în plus, ci doar a urmat acea comisie oncologică și... Ți-a spus ce ai de făcut. Ce am de făcut, exact. Și ți-a propus radioterapie? La fel, am făcut radioterapie, am făcut 29 de zile. Și ai avut nevoie și de chimioterapie? Da, am făcut două ședințe de chimioterapie și 4 de brachiterapie. Ok. Erau programate două în cazul în care nu s-ar fi vindecat, deci era să fie curativ. Deci terapie curativă. Da, clar. Dacă după cele două nu e ok, atunci ar fi urmat ori operație, ori încă două de brachiterapie. Ok. Le-am făcut cele de radioterapie, chimioterapie, cele două de brachiterapie, am cerut conform protocolului unui medic, adică unui chirurg oncolog, dacă e ok, am mai făcut încă două de brachiterapie și asta a fost ok, a fost perioada. Ok. În perioada aceasta, având în vedere că îți diagnosticase și diabetul și că totuși tratamentul oncologic, chiar dacă sigur în cazul tău sfera ginecologică nu e neapărat direct legată cu tubul digestiv, dar totuși pot să apară unele probleme, cum ar fi diaree, anumit disconfort abdominal. Cum te-ai descurcat cu mâncatul în perioada asta de tratament? La mine, în general, stomacul reacționează la stres sau la lucruri noi. Da. Din liceu, fiecare an făceam bariu, pentru că dacă nu e un ulcer, nu e și așa. Deci, de atunci, deci dinainte, mai de mult era, nu era chiar doar de atunci. Da. Plus că în acea perioadă nu era voie să te diferent, adică nu era voie, dar din cauza punctelor pentru radioterapie, nu era bine să iei sau să scazi în greutate, deși dorința mea era să mai scad în greutate, de data asta nu s-a... E singurul regret, să spune, care la mine n-a fost. Pentru cine se uită la noi și poate sunt persoane care acum urmează să înceapă tratamentul, să spun un pic ce-s cu punctele. Punctele acelea de tatuaj care deci, sunt. Da, întotdeauna... Înainte să se înceapă radioterapia, medicul radioterapeut face niște măsurători și pentru a avea niște puncte de reper, aceste puncte se tatuează de-a dreptul, ca să nu fie omul stresat că se șterg sau să trebuiască să fie remăsurat. Rămân. Și rămân, deci sunt. După 4 ani încă sunt acolo. Încă sunt acolo. Și apoi, tocmai pentru că s-au făcut aceste măsurători, pentru ca măsurătorile să fie conforme până la sfârșitul tratamentului, este dorința medicului ca pacientul să arate cât se poate aproximativ la fel cu momentul în care a început, pentru ca geometria în spațiu să rămână. Ok, deci ți s-a spus că trebuie să-ți păstrezi greutatea. Da. Și nu ai avut o problemă în direcția asta, A apărut într-adevăr problemele de tranzit. Care ai avut diaree? Au rămas, da. Deci au rămas. Da. Deci la mine au rămas acum
combinată și cu efecte secundare ale tratamentului de la diabet. Corect. Deci am observat că... Deci nu doar de la... Da. Și medicația de la diabet. Și medicația, da. Dă tot scaunul mai moi. Exact. În perioada aceea cu radioterapia și ulterior brahiterapia, cam care a fost, să zic așa, apogeul problemelor digestive? Cam câte scaune pe zi s-a întâmplat să ai cel mai mult? Aproximativ. Nu foarte diferit de acum. Deci așa? Adică? Sunt 4, 5. Ah, ok. Depinde în funcție de cât mănânci și cum mănânci. Ce mănânci. Corect. Depinde foarte mult de zile. Și da. Chiar de zile sau de perioada din zi. Da. Sunt. Deci n-a fost la fel, să zic că toată perioada la fel sau identică. Okay. Sau deci clar s-au accentuat simptomele probabil pe parcurs spre final, da. Dar foarte multe erau influențate și de ceea ce mâncai tu. Da. Și cu diabetul, cum te-ai descurcat? Ai reușit să gestionezi, să înveți și lucrurile cu carbohidrații și cu așa chiar în aceeași perioadă, ca să zic așa, că erau un pic cam multe deodată. Da, dar în general am mers pe principiu ceea ce mâncam, dacă vedeam că îmi face rău sau mi-e rău sau nu-mi face bine, nu mai îl eliminam. Da, sau încercam după aceea altă dată cu o cantitate mai mică. Sau... Da, perfect. Și în perioada aceea ai avut... ca să zic așa, tentația pe partea de alimentație să te duci și în zona de Dr. Google Social Media sau unde ți-ai căutat informațiile legate de alimentație? Cred că am primit și în urma discuției de la Ametist. Nu știu, poate și, adică încerci să vezi eventual rețete. Ah, ok, corect. Deci în principal. Nu am mers pe variante, pentru că nu cred în general în dietele minune. Corect. Da. Sau în alimentele minune sau câte vindecă sau dacă chestii de genul acesta. Deci pur și simplu ai căutat rețete rețete sau am încercat eu pur și simplu. Ok. Și atunci mă gândesc că nici în zona asta suplimentelor alimentare nu te-ai aventurat sau aici te-ai aventurat? Nu, pentru că am chiar la început atunci am spus că practic eu vreau să slăbesc. Corect. Deci era un punct pe care eu am crezut că, la fel cum s-a întâmplat în multe alte cazuri, se poate întâmpla și la mine. Dar la mine nu. Deci nu, a fost o diferență, să zicem, de un kilogram, două așa pe parcurs. Și întâi te-am dezamăgit noi că ți-am zis că chiar n-ai voie, după aia oricum nu s-a întâmplat, ceea ce de fapt a fost ok, dar... Da. Bun. Și în perioada aceea de tratament ai fost, ca să zic așa, bombardată în zona de familie și prieteni cu sfaturi din astea care să vină din sfera... dietelor minune sau suplimentelor minune? Nu. Deci, pentru că știau că nu... Că n-au cu cine. N-au cu cine, ceva de genul. Că nu, nu vor avea succes ceva de așa. Și au... deci au fost întrebări de genul să te ajut, să-ți cumpăr, să-ți fac mâncare sau ceva, dar nu. Știau că sunt genul care... Eu. Dar apropo de întrebarea cu dacă să-ți fac mâncare, cum te-ai descurcat din punctul de vedere? Adică ai putut să-ți gătești tu, ai putut să faci tu cumpărături sau ai avut nevoie de ajutor în zona asta? M-am descurcat. A fost, deci a culminat perioada, spuneam atunci că am dat un refresh, fiul meu era clasa 12-a. Okay. Și a chiar fost moment... perfect pentru că am putut... cu el. Deci el m-a ajutat în situația în care, de exemplu, nu era câte o zi în care poate nu te simțeai foarte bine sau așa, dar nu, dacă stau să mă gândesc, nu mi-aduc aminte foarte mult. E o senzație ceva de genul ca și după naștere. Okay. Practic se uită multe detalii. Multe detalii din acestea care poate te-ar supăra. Okay.
Plus că a fost, nu știu, cel puțin pentru mine, toată perioada aceea nu a fost negativă în totalitate. Adică okay. poate din punct de vedere al sănătății. Că dacă da, nu okay. era, să zicem, mai bine. Dar mergeam foarte liniștită, deci și la ametist, acolo, deci era ca și când ar fi fost o familie. Uh-huh. Okay. Plus că nici nu, mergeam dimineața, da. Fiind destul de departe, uh-huh. neavând mașină sau așa, mergeam cu taximetru. Deci toate cele 29 de ședințe erau convinși că eu merg la serviciu. Ah, ok. Deci nu merg la radio sau... Am înțeles. De fiecare dată ziceau tot felul de asta. Ok. Deci nu... Da. A fost foarte... Eram foarte liniștită acolo. Te simțeai foarte confortabil. Asta era foarte important. Da. Deci în momentul în care intrai, chiar dacă erau foarte multe lume, să spun așa. Da. Da, deci una peste diferit alta față de... N-ai simțit așa ca un moment apăsător exact. Pentru tine. Da. Și având în vedere ceea ce ai spus, că a fost așa totuși pentru tine un moment din ăla în care să reevaluezi un pic prioritățile din viața ta, sunt modificări pe care le-ai făcut ulterior, legate unul la mână de focus, pe unde ai pus focusul, dar și modificări legate de alimentație sau activitate fizică, dacă ai schimbat ceva, dacă ai făcut ceva care să fie rămas ulterior în programul tău. Eu, în general, nu am făcut foarte mult activitate fizică, deci nu eram o fire foarte activă, să spunem așa, din punct. Bine, mersul pe jos sau până la serviciu pe jos, la cumpărături sau așa mai departe. La alimentație la fel, am tot încercat. Deci a rămas același principiu, dacă nu e ok. Am încercat și pe partea de diabet, dar am observat că foarte mult... La mine, diabetul e și în funcție de perioadele de liniște sau de stres. Corect. Automat. Corect. Deci la mine valorile se modifică în funcție de asta, automat. Ok, deci n-ai luat ceva decizii din astea radicale nu. Să fie. Nu. Nu, din punct de vedere al alimentației sau activității fizice, nu. Nu. De podcastul trecut, Adrian ne-a zis o chestie simpatică și ne-a zis că el în timpul chimioterapiei și-a făcut un bucket list, o listă cu ce aș fi vrut eu să rezolv și așa, și în cazul lui au fost niște, mi s-a părut foarte amuzant că s-a hotărât să învețe germana, ceea ce nu-mi dau seama de ce ar fi pe bucket list la cineva. Și mai multe dată astea a pus să vezi germana în timpul chimioterapiei, mi se pare. Dar tu ai avut așa ceva lucru care ai zis, uite, vreau să fac chestia asta și te-ai și ținut de lucrul respectiv, ți le-ai și poți fi un moft, orice chestie. La mine era, apropo de germana, eu o știu din copilărie, să spunem așa. Okay. La mine a fost partea de italiană, numai că eu nu m-am ținut foarte mult, dar vroiam, pentru că înainte de toată problema aceasta, am fost în multe... Excursii, să spunem așa. Chiar înainte în perioada respectivă. Și îmi doream, să spunem, și te-ai apucat de italiană, nu la modul foarte serios, să spunem așa. În perioada aceea, da. Asta sau să citești anumite lucruri pe care n-ai avut timp înainte sau să ți revizuiești un pic prioritățile în sensul de a încerca să faci mai multe pentru tine. Deci să te pui cumva pe tine pe prim plan. Am învățat pe nu, adică de a refuza unele. Exact. Să faci ceva? Da. Ok. Și lucrurile astea, adică ți-ai dat seama de ele și te-ai hotărât să le implementezi și cumva partea asta a rămas? Adică, Da. Deci atunci am hotărât lucrurile. Am luat trecerea asta, să spunem. Adică problema așa am luat-o. Ok.
Că da. Este un moment în care trebuie, ceva trebuie să schimbat. Deci ceva nu mergea bine, nu făceai bine sau nu erai pe drumul cel bun sau nu. Ok. Interesant. Asta și trebuie să schimbi ceva. Și atunci am schimbat. Excelent. Da, mi se pare. Și încă merge, deci după 4 ani încă merge. Din, învăț din ce în ce mai mult să nu pe nu, în special acolo fost cel mai greu de a refuza anumite activități sau lucruri pe care nu țineau de tine, dar tu să le faci și pentru să a ajuta, să spunem. Sau a nu supăra pe cineva. Da, care ceva te-a de genul. Și... Exact. Da. Okay. Deci... Sau să încerci să faci totul singur. Deci, să, pe de o parte să poți să zici nu, dar pe de altă parte să poți și să ceri ajutorul și să eventual da. Împarți, mai puțin, dar împarți, da. Să împarți da. Responsabilitatea. Exact. Da. Ok, interesant. Mi se pare foarte, foarte drăguț, așa să zic, lucrurile pe care le-am aflat de la participanții la podcast, pentru că fiecare a avut așa o rearanjare din anumite, din anumite direcții în, în viața lui și mi se pare foarte interesant. Și până la urmă, cred că ideea care trebuie să rămânem este că nu trebuie neapărat să așteptăm un, un moment de, de genul ăsta. Și da. Dacă... Dacă vi se pare că totuși lucrurile nu sunt foarte ok și ați vrea să vă puneți și pe voi din când în când pe primul loc, puteți să începeți de astăzi. Nu trebuie neapărat să, da, să așteptați un moment din ăsta mai complicat. Excelent, mersi mult. Vreau mai să te mai întreb dacă este ceva anume ce crezi că cineva care acum află un diagnostic de genul ăsta, este ceva ce crezi că ar trebui să știe, ce te-ar fi ajutat pe tine să știi atunci? Adică întotdeauna există soluții. Soluții. Ok. Deci nu e, există soluții, chiar dacă la prima vedere poate e un drum lung sau ți se pare sau ți se pare foarte greu sau important să accepți, să primești sfaturile pe care ți le dau medicii în principal. Ok. Să nu te să pleci urechea, ca să spunem așa, la diferitele exagerări legate strict de diferitele probleme. Sau de... Ok, de, mi se pare o idee excelentă cu care să încheiem. Faptul că, indiferent ce diagnostic primiți, există soluții și îndreptați-vă către persoanele calificate să vi le ofere. Ei, mersi, mersi foarte mult, Ada. Mulțumesc și eu mult. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi și astăzi. Dacă vreți să căutați și celelalte podcasturi și informațiile noastre, le puteți găsi fie pe pagina de Facebook a proiectului ABCO cu nutriție sau pe pagina asociației, și anume Asociația Oameni Buni. O zi minunată tuturor!